te Deprinderi Direcții O perspectivă 3D Bună seara, dragi prieteni! Vă spun bun găsit la o nouă ediție a emisiunii O Perspectivă 3D. Sunt Daniel Alexandrescu și am bucuria de a fi din nou împreună cu dumneavoastră prin intermediul acestei emisiuni. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că la început de an nou, Putem să continuăm proiectul Media, proiectul Like Him și ne rugăm ca el să ne dea resursele necesare ca și în anul acesta să realizăm materiale frumoase de un real ajutor pentru sufletele dumneavoastră. Astăzi, fiind la început de an, vrem să abordăm o temă caracteristică momentului și. Am vrea să vorbim despre slujire și despre perspectivele slujirii în anul 2022. Bineînțeles că ne vom uita și la anul care a trecut și la ceea ce am realizat sau nu am realizat, la ce lecții am învățat și pornind de la premiza aceasta să construim un viitor frumos, e adevărat atât cât ne îngăduie Dumnezeu și cu oportunitățile pe care ni le dă Dumnezeu. Seara aceasta avem un invitat special, deosebit, de mult mi l-am dorit în emisiunea noastră și îi spun un bun venit fratelui Dan Mitrea, este secretar general în cadrul Uniunii Bisericilor Creștine după Evanghelie din România. Bine ați venit! Mulțumesc frumos pentru invitație, bine v-am găsit! Și noi ne bucurăm că sunteți împreună cu noi și așa cum am și anunțat uh, am vrea să discutăm un pic la modul practic. Știu că sunteți un om implicat mult în slujire, în slujirele acestea practice care se văd. Sunt și slujiri care nu se văd. Din Cuvântul lui Dumnezeu, înțelegem că fiecare e chemat în anumită direcție în funcție de modul în care Dumnezeu îl călăuzește, însă dumneavoastră sunteți implicat la nivelul acesta oficial, ca secretar general și. Lucrați mult în cadrul cultului, pe anumite proiecte, coordonați anumite departamente, și aș vrea să privim la anul care ne stă înainte, la perspectivele slujirii în anul acesta, dar nu înainte de a ne uita la anul care a trecut, anul 2021. Și, pentru început, aș vrea să vă întreb: cum a fost pentru dumneavoastră anul 2021? Din perspectiva lucrării, a slujirii a oportunităților sau, eu știu, a provocărilor? Aș vrea, dacă îmi permiteți, să citesc două versete din Biblie, Vreau. din Sfânta Scriptură. Versete cu care mă frământ eu așa, din când în când mi le amintesc mie și încerc să înțeleg cât mai mult din versetele astea. Versetele se găsesc în Epistola lui Pavel către Galateni, în capitolul 5, versetul 13 și 14 care spune în felul următor. Fraților, voi ați fost chemați la slobozenie. mai nu faceți din slobozenie o pricină ca să trăiți pentru firea pământească, ci slujiți-vă unii altora în dragoste. că și toată legea se cuprinde într-o singură poruncă, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Amin. Amin. Încerc să mă educ în direcția asta, să mă deprind. Pavel spune, m-am deprins. Să mă deprind să slujesc într-un mod biblic, și mai ales să încerc să aplic, să las Cuvântul Lui Dumnezeu să-mi schimbe, să schimbe viața, să-mi schimbe slujirea, să slujesc în dragoste. Nu întotdeauna e ușor, nu întotdeauna e simplu, pentru mine sunt o fire foarte dinamică, chiar, chiar dacă am o anumită vârstă, și foarte practică, și uneori n-am răbdarea necesară pentru a duce anumite proiecte când văd că merg mai greu. N-am răbdarea necesară cu frații și surorile care sunt lângă mine, dar mulțumesc, domnule, că a așezat lângă mine o soție înțeleaptă, frați, credincioși, surori în biserică înțelepți, care au știut să-mi fac observații când a trebuit și zic eu că s-au schimbat multe lucruri. Dacă vorbim de anul 2021, eu mi-aduc aminte că când a început pandemia, în mintea mea a fost în felul următor. La câtă știință există acum în lume, la câtă cercetare, la câți bani, în să două luni, repede. trei luni, am rezolvat -o, virusul, l-au pus la puncte. Uite că n-a fost așa. Dumnezeu n-a îngăduit să fie așa, pentru că eu cred că toate lucrurile sunt îngăduite de Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu n-a îngăduit să fie așa, eu cred și cred în continuare. După aia mi-am dat seama și m am schimbat gândirea și abordarea, cred că Dumnezeu vrea să ne învețe ceva pe fiecare. Fiecare credincios vrea să fie învățat ceva din lecția asta. Cine a vrut să învețe slavă Domnului și a știut să-și raporteze după aia tot ce înseamnă după ce a învățat lecția la ceea ce vrea Dumnezeu de la el, cine nu, din păcate, se frământă și în ziua de azi cu anumite dezbateri, cu anumite abordări care n-au nicio problemă cu Biblia sau cu anumite conspirații care n-aduc nimic bun. Deci pentru anul 2021, un an atipic, în așteptări, în modalități de slujire, și în modalități de acțiune, pentru că e clar că n-am mai putut face ce puteam face înainte de, de pandemie. Dar m-am bucurat enorm și mie îmi place să observ multe lucruri practice, îmi place să am în viața mea exemple practice. Mi-aduc aminte că la trecerea dintre ani, în 2019-2020, am fost virusat. Deci toată familia. Trebuia să am făcut împreună, ne-am bucurat împreună de nașterea doi de ziua când sărbătorim ca popor, așa, nașterea Domnului Isus Hristos. Și atunci fata noastră a venit de la servici cu ceva și am luat toți, că așa e bine în creștinism, între gine mele, să dai la toți. inițial, prima zi, așa, când am ieșit testul, a ieșit testul pozitiv și era acolo că ești contact direct și asta, am fost supărat. Am fost supărat așa și chiar le-am spus, bă, nu trebuia să mă dați pe mine contact contact direct. Dar după aia mi-am dat seama că trebuie să văd ce vrea Dumnezeu de la. Și mi-aduc aminte că aveam foarte multe lucruri nerezolvate și pe plan spiritual. Aveam fel de fel de notițe, bilețele, care mi-impropusesem -mi eu să le dezvolt, să mă uit mai mult în tema respectivă, în ideea respectivă. Și am reușit foarte mult și în domeniul ăsta și am reușit și în domeniul administrativ să pun foarte multe lucruri la punct în casă. Ceea ce m-a încurajat cel mai mult, nu după multe zile, frământându-mă, ca fiecare persoană cu lucrurile astea, aud pe un frate care îmi spune în felul următor. Frate, așa i-am mulțumit lui Dumnezeu și așa am fost de încântat de pandemia asta. M-am rămas șocat prima de când am auzit, dai seama o asemenea abordare. Păi, frate, frate, am citit ce n-am avut timp în viața mea să citesc cât am citit acum. Am citit și am revenit sau am ajuns cu cititul cât de cât aproape la zic, cum spunem noi. Așa că, chiar și într-o situație atipică, într-un an atipic, cine a vrut și cine s-a lăsat prelucrat de Dumnezeu, a putut să-și întărească relația cu Dumnezeu, a putut să-și întărească relația cu unii cu alții, între credincioși, și a putut să crească spiritual și a putut să-l aducă mai aproape de Dumnezeu. Eu cred că asta ar trebui să ne preocupe și asta ar trebui să ne o preocup preocupe în mod particular, dar și în comunitatea în care Dumnezeu ne-a așezat. Categoric sunt de acord cu ceea ce ați spus. Și fiind un an atipic sau ani atipici, pentru că vorbim deja de doi ani, am intrat, iată, în al treilea an, pandemia nu s-a încheiat. Ei, acum se spune că e ultimul val, așa sau de pe, pe, pe surse. Ne ajută! Pe surse. Doamne ajută! Da, nu știm, domnul știe. Așa e. Uh, ca unul care ați fost așa implicată direct, știm că și viața comunităților de credincioși, a bisericilor, viața eclesială a suferit modificări și uneori a trebuit să ne adaptăm din mers la tot felul de restricții, de schimbări. N-am știu cum să ne adaptăm practicile religioase, creștine, disciplinele spirituale uneori. Cum a fost anul 2021 din perspectiva slujirii și a proiectelor de slujire? Vă întreb așa că știu că gestionați câteva proiecte și unul din ele este și lucrarea aceasta ATAC și proiectul IHIM. Like Iată, avem niște emisiuni de un an și care am început să le realizăm tot în perioada aceasta pandemică. Iată și plusuri. Care au fost provocările slujirii în anul 2021? Eu aș vrea să pun lucrurile într-o matcă corectă. Știți, mie îmi plac lucrurile să fie corect spuse. Că ai spus că sunt, sunt implicat, dar sunt într-o echipă în proiectele astea care se dezvoltă și slavă Domnului că se dezvoltă. Eu am un dar așa și văd că și cei din familie în care am crescut am preluat de la mama așa un dar practic de a vedea repede ceva ce-i de făcut și a face lucrul respectiv. Și atunci în biserică, pentru că Dumnezeu pune daruri în biserică și nu, biserica nu duce trupului lui Hristos locală, local, nu duce lipsă de niciun dar, atunci Domnul pune darurile împreună și dacă noi știm să le folosim așa cum ne-a fost dat de, din darul pe care l-am primit fiecare, nu, că uneori sunt mai multe daruri, dar dacă le folosim cum trebuie, atunci se vede o binecuvântare în comunitatea respectivă. Așa că eu am darul ăsta de a fi practic și a vedea lucrurile care trebuie făcute. Și atunci ce zic? Așa gândesc eu pentru mine și așa am gândit în ultima perioadă, decât frații care au un dar deosebit să studieze Biblia, să prezinte un studiu biblic profund și asta, să se ocupe, eu știu, cu lucrurile astea care că trebuie și anumite lucruri făcute. Eu știu clădirea să fie încălzită, să fie curată, să fie, da, mai ales acum în perioada asta, să fie dezinfectantul, să fie anumită distanță. Să... Deci, Și atunci, decât să se ocupe frații care le-ar lua din timpul necesar studiului sau activităților spirituale care trebuie în biserică, atunci... Eu sunt foarte pornit în direcția asta și imediat mă descurc pe metru pătrat, așa am investit Dumnezeu darul ăsta. Mi-aduc aminte că a trebuit la un moment dat, că spuneați de restricțiile astea, cel mai rău a fost sau grav că restricțiile astea se schimbau de la într-un timp foarte scurt și până să le înveți, aveam credincioși că până le învățau pe cele care au fost, veneau alte restricții și atunci trebuie că spunea de nu știu ce, de, că, care deja trecuseră. Dar mi-aduc aminte că am fost nevoie să ieșim cu uh, programele, cu întâlnirile bisericilor în, curțile, în curțile bisericilor, pentru că unei am avut clădiri mai mici, și mai ales în perioada când au fost restricțiile mult mai, cu distanță mult mai mare, chiar am fost nevoie să mergem în altă curte de biserică, am, în București o biserică mai mare, care ne-a găzduit și pe noi o perioadă, mulțumim pe această cale și mulțumim Domnului că am avut această oportunitate. Dar mi-aduc aminte cât de stânjenitor era pentru mine să fac în curte întâlnirea bisericii. Și băi, așa mi se părea strângitor, am învățat să fie în adunare, să fie uh, într-o anumită formă. Dar după prima, după a doua întâlnire, am văzut un frate cu care am stat de vorbă acolo și îmi spune, domnule, așa de bine m-am simțit, așa de frumos să vadă cei din jurul nostru, să mai deschid o fereastră, să vadă că cântăm, că ne rugăm Domnului. Deci, uh, trebuie să ne adaptăm. Trebuie să ne adaptăm slujirilor. N-am uh, mai reușit, de exemplu, să aveam întâlnirile naționale de tineret, care strângeau undeva în jur de 1500-1700. Am avut și 2000 de tineri în sala sportului din Brașov. Am avut întâlnirile regionale, care se ridicau și la 800 850 de tineri la nivel de zona Moldova. Deci n-am mai reușit la nivelul ăla, dar mulțumim lui Dumnezeu că sunt încă. De exemplu, anul trecut au fost întâlniri regionale. Cu 650, 700 de tineri, deci mulțumesc Dumnezeu că s-au făcut. Deci n-am mai reușit slujirile cele care le făceam înainte, forma în care o făceam înainte, dar, dar am avut și noi provocări, așa cum spuneai, mediul online. La început am fost reticent cu zoom-ul ăsta. Eu îmi place să mă întâlnesc fizic, dar am văzut că, pentru o anumită perioadă, Dumnezeu a îngăduit să fie și o astfel de formă. Și se pare că forma asta online, chiar dacă va trece pandemia va trebui să o, să o păstrăm și să accentuăm. Adică în spațiu online să fie și din partea noastră cum privim noi Scriptura, ce înțelegem noi din Scriptură, ca să poată să existe, zicem noi, zic eu, o alternativă sănătoasă în, în mediul online cu privire la înțelegerea Scripturii. Așa că sunt biserici. Acum eu stau și analizez și când am timp liber, eu mai mă uit pe online, inclusiv mă uit că ați început să fiți foarte activi pe online de o perioadă de timp în Biserica Izbânda și mă uit și îmi dau seama și mă bucur că sunt biserici care au crescut enorm și au crescut prin faptul că s-au ocupat de Sfânta Scriptură, de persoana Domnului Iisus Hristos și de lucrare. Din nefericire sunt și biserici care s-au preocupat de altceva și rezultatul nu este bun. Pentru că lucrurile care zidesc, lucrurile care unesc, lucrurile care întăresc, sunt lucrurile pe care le-a lăsat Domnul Iisus Hristos. Și noi le trebuie să stăruim și să, să le aprofundăm, să le trăim, și astfel vom avea consecințe bune pentru noi personal și pentru comunitățile în care Dumnezeu ne-a pus să slujim. Da, sunt de acord cu ceea ce ați spus. Și noi suntem la început în lucrarea aceasta în Biserică, în transmisiunea video online. Sunt multe lucruri de, de învățat și de dezvoltat, dar ne-am dat seama că este necesară. Chiar în pandemie am avut câteva persoane care au venit la recomandarea unor slujitori, fiindcă au fost ascultați în online și căutau biserică în București. Și noi la momentul acela doar audio transmiteam mesajele principale pe site, și au venit la izbânda Ne-am dat seama că e nevoie să dezvoltăm lucrarea N-a fost ușor Ne-am lovit și noi de reticențe Și de tot felul de obiecții Spuneați de greșeli Sunt convins și noi Și eu personal am făcut multe greșeli Anul trecut Dacă ar fi să schimbați Ceva anul acesta Și a fost greșit anul trecut Ce anume a schimbat Ce anume ați face în alt mod În alt fel da, cred că una din, una din probleme pe care aș schimba-o, v-am spus la început că eu sunt destul de dinamic și atunci când am de, sunt de făcut anumite lucruri, anumite proiecte, îmi place să văd un anumit ritm. Și dacă nu e ritmul ăla, mai bine zic așa, dau la o parte persoanele care mi se par mie că încurcă sau ritmul ăla, încet, ritmul, încetinesc ritmul n-am mai avut așa în 2021 astfel de abordări, dar totuși anumite atitudini mi aș schimba față de frați și surori care mi s-au părut mie că merg un pic mai lent în anumite lucruri. Asta m-a învățat pe mine când eram tânăr și și acum ne-am împărțit un pic responsabilitățile în casă și mie mi-a căzut responsabilitatea asta cu aspiratorul, mă foarte bine. Și mi-aduc aminte cât eram, când eram uh, mult mai tânăr, adică eu mă mulțumeam ca soția și copiii, dacă ar putea să plece jumătate de oră, și pe o jumătate de oră toată casa, cu aspiratorul, cu... Ei, mai târziu mi-am dat seama că n-a fost bine. N-a fost bine, pentru că când spuneam băiatului sau așa, nu era obișnuit să ia aspiratorul, că nu a fost învățat, trebuia implicat. Deci dacă uh, aș schimba ceva, Delegarea responsabilităților? Aș schimba, da, aș schimba, adică aș vrea să fie mai multă răbdare, să avem, eu personal, să am mai multă răbdare și să, -i, să -i implice cât mai mulți creștini. E o problemă sensibilă a bisericilor noastre, că știm că undeva 15-20% e bine, se spune, când din membrii care sunt implicați, așa mm. implicați, într-o viață în cele activă, mai bune cazuri, personală. Și asta zic. Cred că aici aș, aș acorda mai mult timp. Chiar am avut o întâlnire destul de lungă, s-a lungit în noapte așa la noi și am discutat în direcția chiar și am abordat și lucrul ăsta să reușim să fie o implicare personală, pentru că până la urmă noi credem în preoția universală. Uhum. Noi credem în implicarea tuturor credincioșilor Nu există spectacol Unii vin și țin spectacolul Și unii participă Există o implicare da. o implicare A tuturor credincioșilor Cred că aici ar trebui să mai să Schimbăm de ce a fost în trecut Și să avem grijă în viitor Să încurajăm sub toate formele Frați, surori, să se implice în slujire Pe cât posibil Pentru că pe la urmă noi suntem chemați Să facem o, o transmitere a Evangheliei prin viața personală, toți, prin viața personală și cu cuvinte, și cu vorbe, știi? dacă se spune dacă e nevoie folosiți și cuvinte. Când... Dar și cu cuvinte, adică să vadă cei din lângă noi și toți suntem chemați la asta pentru că se spune că copiii noștri mai, mai ușor fac ceea ce au văzut la noi decât ceea ce le spunem să facă, întotdeauna se întâmplă. Și de asta, cred că în domeniul ăsta ar schimba destul de mult. așa. Uh, sunteți și prezbiter în Biserica Agape din București și ca slujitor implicat în biserica locală, probabil că v-ați confruntat cu, ca și noi, de altfel, în alte biserici, fiecare <coughs> unde suntem, cu un anumit grad mai mic sau mai mare de teamă din partea credincioșilor în perioada aceasta, pandemică. Și cred că multe, personal, asta e opinia mea, multe lucrări de slujire din biserică au stagnat sau chiar au fost încetinite. Și din uh, uh, acest raționament uh, nu ne-a mai putut întâlni, că altădată n am mai avut contexte, uh, pandemia își făcea uh, uh, lucrarea cu ghilimele de rigoare și atunci oamenii au spus uh, slujirea mai încolo. Ce lucrări de slujire credeți că ar trebui reînflăcărate în bisericile locale și care ar trebui, eu știu, mai accentuate în anul acesta nou. Da, eu cred că pentru ceva credincioși, pentru o parte de credincioși, nu mulți, dar sunt și credincioși care au folosit pretext pandemia ca să lipsească mai mult de pe la întâlnirile biserice. Eu cred că ar trebui să facem în așa fel încât întâlnirile bisericii să aibă loc într-un mod constant și într-un mod părtășia e foarte important. Părtășia. Știți, există acel exemplu cu un credincios care nu, venea la, nu mai venea la biserică și fratele prezbiter, pastor, s-a dus acasă și a zis, băi, ce să-i spun, ce să, cum să-l abordez pe credinciosul respectiv. Și când s-a dus acasă, a văzut că persoana, fratele respectiv, familia respectivă, avea un șemineu în care ardeau niște cărbuni. Și atunci i-a pus domnul prin înțelepciune, a luat cleștele și a mutat un cărbune din unde ardea și l-a mutat separat. Și a discutat așa, nu a atins nimic din ceea ce venise el să atingă. Între timp, tot s mai uitat de câteva ori la cărbune și între timp cărbunele, nefiind în cei cu care ardeau, s-a stins. S-a început să doar scoată doar un fum din el Și a zis, gata, am terminat vizita, hai să plec. Și atunci credinciosul a înțeles că a văzut că s-a uitat de câteva ori la cărbunele și a spus, am înțeles, am înțeles lecția și am învățat-o bine. Și duminica următoare a fost prezent la părtășire. Cred da. că ar trebui să, să fim atenți la... M-am bucurat mult când am văzut biserici care s-au pleiat așa de repede, s-au organizat așa de repede și au făcut și chiar trei, trei întâlniri în aceeași duminică de la 10 la 12, de la 12, 11 jumate la 11 jumate la... Și au făcut și trei, că sunt câteva biserici mari în țară. Și m-am văzut că mai sunt acum, mi se pare că mai este deja una o biserică mare care face tot așa, întâlnire de două, două întâlniri ca să poată... Și m-am bucurat mult că ne-am adaptat foarte repede. Că până la urmă au fost niște restricții vis-a-vis -vis de partea fizică. Că nimeni n-a putut să ne... sau nu ne-a cerut nimeni să nu citim, să nu ne rugăm, să nu... Asta ar fi una din lucruri. Adică aș milita mult pentru întâlnirile de părtășie, aș milita mult pentru studiu biblic și rugăciune personală a fiecărui credincios, pentru că ea are o parte slabă a noastră. Mi-aduc aminte că e circulă pe, circula pe mediul online acel preot ortodox care spunea, exemplu, că dacă dai unui evanghelic Biblia în mână, în două, trei minute și îi spui să-ți caute, caute epistola lui Pavel către romani, imediat să o găsește. Dacă dai unui credincios de altă confesiune, n-ar vrea să o spun acum, stă și două zile, spunea el, și tot nu-ți găsește unde. Ei, sper să rămânem așa cum suntem cunoscuți. Adică oameni care studiem Scriptura, care ne place Scriptura, pentru că acolo găsim persoana Domnului Isus și lucrarea Domnului Isus, oameni care ne place rugăciunea și care ne place părtășia. Ajută, Cred că aici ar trebui să accentuăm, pentru că restul lucrurilor, până și Domnul Isus spune, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și restul lucrurilor vi le dau pe deasupra. Nu poate să spună nimeni nimeni nu poate să spună că n-a avut ce trebuie în frigider pentru că am văzut și la noi. Au fost atenți frați, surorile, au sesizat când n-au putut ei, domnule, acolo îmi se pare că e o problemă. Știi, au fost atenți și m-am bucurat mult că s-a dezvoltat un pic sensibilitatea asta față de aproapele. Chiar pentru mine a fost, de exemplu, spun un exemplu, nu-l spun ca nume că nu, nu, nu vreau nu nu e frumos da. așa, dar pentru mine a fost un, a venit un, credin, un frate, un tânăr credincios să-mi spună, știi că familia respectivă nici prin minte nu îmi că familia respectivă ar avea nevoie de ajutor. Și Adică la modul cum îi vedeam eu. Și când am analizat cu frații, ne-am dat seama că așa este. Știi? Și asta s-a dezvoltat uh, spiritul ăsta de a fi atent la nevoile celorlalți. Ceea ce ar trebui să fie constant în viața unui credincios. Pentru că la urmă uh, spune Biblia ce vrei să-ți facă ții oamenii, fă și tu la fel. Deci asta e... Și asta m-am bucurat că s-a dezvoltat mult și chestiunea asta. Iar pe altă parte, ceea ce aș, uh, aș încuraja Uh, un creștinism pragmatic, o trăire a Evangheliei pragmatic, pragmatic și practic. Pragmatic și practic. Nu cred că un pic ne lipsește, am slăbit mult la latura practică. Și dacă mai e timp, aș, pe, nu, vă rog, sigur, aș spune un da. exemplu. Eu m-am cunoscut cu un anumit frate care, da, ne cunoaștem împreună, da, pot să-i spun și numele, fratele Cornel Haureș, m-am cunoscut în București, cu Vale, Hrivărce, cu... Mm. Și ne-am împrietenit mm. între timp că mergeam în aceeași biserică. Și am mers acasă la, la țară, în concediu, cu mașina și i-am spus tatei că vreau să merg și eu să vizitez. Pe el. Și el și-a exprimat dorința să meargă și el cu mine. Și pe drum când am făcut dreapta de pe European către localitatea Negostina, el îmi spune aici, uite-ți arăt acolo, a ars o casă și noi am fost prima adunare care am ajuns cu ajutoare materiale și financiare. Și nu e o distanță, e o distanță cred că de vreo 40 de kilometri, 40 și... Dintre localități. Și în perioada aia nu era, că vorbesc în da, timpul da, da. comunismului, nu era, toată lumea are mașină și imediat. Am înțeles că au găsit o înțelegere la camionul, CAP-ul, nu știu dar ă, asta era, era și un creștinism practic, practic. Și mi-aduc aminte când am venit în București, într-un interviu, am fost întrebat cum, na, cum să la interviu, cum, cine ești, cum te cheamă, câți ani ai și câți frați și, și surori. Păi șapte suntem. Și unul din cei care acolo, a, tu ești sectant. Bine, atunci nu știam ce înseamnă sectant, că noi în zona Moldovei era că pocăit, pocăit, înțelegea orice persoană care, a, ce tu ești sectant. Eu n-am înțeles să reacționez, dar altcineva întreabă, dar ce înseamnă domnul sectant? Știți care a fost răspunsul? Cei care se ajută între ei. Ei au răspuns între ei. Că știi că la noi câteodată, acum am mai învățat. Nu, chiar mai avem de învățat, slavă Domnului. Dar dacă m-ar fi lăsat pe mine, cred că nu știam în jumătate de oră să explic ce înseamnă sectat. Dar ei și-au dat un răspuns foarte rapid în câteva cuvinte. Și cei, practic, da. cei care se ajută între ei. Da, cred că asta ar trebui să îmbunătățim. Erau să fim realitate. pragmatici în trăirea Evangheliei, pragmatic și practic. Chiar recent vorbeam cu un slujitor și remarca și el latura aceasta practică, pragmatică, și să știți, credința și Evanghelia s-a extins datorită spiritului acesta de comuniune, de întrajutorare, în special în mediul rural. Bunicii îmi povesteau, se ajutau, mergeau astăzi la grădina fratelui, mâine la grădina sorei, se lucrau acele hol de câmpuri împreună la comun, se sprijineau când erau cazuri speciale, așa cum a spus, săreau în ajutor și oamenii ceilalți din localitate care nu erau din comunitatea de credincioși sau erau de altă religie, vedeau o evanghelie practică și își doreau și ei să aibă acel spirit, acea empatie, acea credință, acea răbdare sau eu știu, acele lucruri pozitive care le vedeau la credincioși. Așa s-a extins mult creștinismul. Astăzi ne-am individualizat foarte mult și ne asemănăm Pe mine mă, mă șochează foarte mult aspectul acesta așa am mai discutat cu mulți În Biblie, în multe situații, credincioșii în Noul Testament au fost luați la ochi pentru că au șocat Și credința trebuie să șocheze, să stârnească întrebări în secolul XXI, nu știu câți dintre contemporanii noștri mai sunt uh, curioși de ce noi suntem altfel. Și nu mai sunt un răspuns care l-am găsit: este că probabil să mânăm foarte mult cu ei. Ui. Da, uite, e, acolo spune că au venit și au răscolit, oamenii ăștia care au răscolit da. toată lumea au ajuns pe la noi și au început să îngrijoreze da, da. conducătorii cetății respective, localității. Deci, e, e adevărat, dacă nu dacă nu arătăm ceva prin trăirea noastră, să nu ne așteptăm. Să nu ne așteptăm să... Aveam un coleg cu care discutam foarte mult înainte să vin să slujesc la Uniune, discutam foarte mult pe tema asta și îmi spunea, băi, nu știu cum reușiți voi că așa ajungeți undeva la clasa de mijloc. Eu atunci fiind foarte tânăr așa și spuneam, aveam explicații puierile. Ce băie, noi nu fumăm, nu bem, nu cheltuim banii pe prostii, ci uh -huh. acumulăm, știi, și asta. Dar nu, e clar că e binecuvântarea lui Dumnezeu, în primul rând, Corabă. de harul lui Dumnezeu. Problema să știm să le folosim corect. Și problema care se pune în ziua de astăzi, societatea ne împinge, ne împinge spre un anumit nivel de trai. Și atunci, ca să ții pasul cu nivelul de trai sau spre ce te împinge societatea, atunci spui, băi, trebuie să fac efort. Nu mi-ajungi un job, trebuie să mai găsesc vreo două ore. Nu mi-ajung nici la două ore, trebuie să mai găsesc ceva de făcut ca să pot să am un anumit venit, să țin pasul cu solicitările care... Deci, eu citeam aici, slujiți-vă în dragoste. Și mă gândeam așa, un slujitor pe vremea aia, un rob pe vremea aia. Păi nu aveam cotru, că asta era, era rob, era slujitor. Dar pe mine mă cheamă să o fac în dragoste. în, dragoste. Și în libertate. În da. libertate, dar să o fac în dragoste. Și mă gândeam, le spuneam și la frații, la întâlnirea care ți-am că a durat mai mult, zic, cine și mai întrebi? dacă ați fi să sfătuiți copiii, unde i-a sfătuit să meargă? Păi la IT, frate, nu? În ziua de azi unde <gânt> să meargă? Și zic, nu, un instalator bun așa, un asta, nu. Adică că nu ne mai nu e o meserie cu care să... Parcă ți rușine să spui. Deși eu știu un frate, că am discutat cu ăștia, zice, frate, am un program ordonat, am uh, 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 timp, îmi propun lucrările, mi le pot aranja, dacă e o mormântare pot să merg, dacă e undeva o slujire pot să merg și am și un venit rezonabil. Când mi-a venit chiar am zis, uh -huh. slavă Domnului, știi? Așa, Ei, problema noastră aici e dacă am reușit să nu ne lăsăm furați de, de spiritul mersul, vremii, spiritul da. vremii în care, păi trebuie să schimb neapărat mașina, că nu vezi că pe stradă sunt numai jeepuri, nu mai sunt mașini mici aproape. Și atunci trebuie să schimb și eu și să fac și eu efort. Nu? Să nu ne lăsăm furați de spiritul ăsta vremii. Am ce mânca? Am cu ce mă îmbrăca? Am unde sta? Deci e o mare hartă în partea lui Dumnezeu. Adică, și tocmai spuneam, discutam, de unde începe uh, nivelul sărăcii la creștin când vorbește acolo Iacov, de unde începe? Uh. Păi dacă ai ce îmbrăca, cu ce mânca, mai ai și o locuință. Era un, un sondaj făcut că dacă ai o locuință, ești printre bogații lumii, uh -huh. că nu știu câte zeci de milioane, sau era vorba de miliarde de oameni, nu au nicio locuință. Deci asta, de asta zic, trebuie să fim atenți. Societatea ne împinge în direcția asta și dacă mergem în direcția asta, lucrurile nu vor fi bine. Nu vor fi bine pentru noi, personal, nu vor fi bine pentru comunitate, pentru că nu mai ai timp. Vii obosit, vii terminat. Nu mai ai timp să, să intre în relații, să intri în părtășie cu semenul tău, să poți să i asculti ceea ce are, să poți să-ți aloci din timpul tău, uh -huh. să te duci, să te întâlnești cu el, să frământăm împreună anumite lucruri. Slavă Domnului! Eu am spus și la generația care, mulțumim Domnului că avem tineri în biserică și că sunt implicați în slujire, chiar unii dintre ei la nivel foarte bun și mă bucur enorm când văd lucrurile astea, dar le spuneam în felul următor. Pe vremea când am fost tânăr, ne-am sudat câteva familii și aveam câțiva frați care ar fi venit la orice oră din zi și noapte. Și s-a întâmplat când a fost nevoie să vină noaptea și, și au venit. La fel și eu, m-aș fi dus la orice oră și s-a întâmplat. I-am spus, ei, hey, acum la voi cum stau lucrurile? Mm -hmm. Că societatea te împinge spre o, o avea, un confort, o, așa, da. și spre un confort și o comoditate, încât aproape că nici nu-ți vine să mai pleci de acolo. Deci aici trebuie să fim atenți mm -hmm. și să lucrăm în direcția asta ca să nu ne lăsăm... Pentru că eu spuneam așa, înainte de Revoluție, satan cel rău a folosit o metodă, da? Nu le-a de niciunele. Nu lăsa să se i-a să întâlnească, ia-le Babi la închisoare, nu După Revoluție, când a văzut că nu mai are cum cu asta, a zis, pe altele. Dă-le Dă frate, de să aibă cât mai multe bunuri, că să nu mai bătim de nimic. Că până și le-o socotii, până și le-o număra, până vedea cum să le întrețină, să nu mai bătim de nimic. Știi? Așa am gândit eu pentru mine. De asta trebuie să fim atenți la... la... Da, cineva spunea că din repertoriul ăsta... <coughs> al melodiilor creștine, cea doar o colibă aici o să-mi ajunge, ar trebui să o scoatem de mult. Eu mai aveam un frate care am crescut cu el, era cu un an mai mare ca mine, el se oprea după ce s-a căsătorit și și-a pus verigheta, argint și aur n-am în casa mea, el se oprea la rândul ăla. Pe... Și am sesizat. Uhum. Și la un moment dat l-am întrebat, știi, și el a fost foarte atent și a domnule, eu când din și aur, da, am, acum am aur da, în casa mea, știi? și el așa a părdea lucrurile, de, de, de asta zic, trebuie să fim atenți, și trebuie să fim atenți la ce, vă spun, adică, dacă ne amintim de înaintașii noștri, eu mi-amintesc de înaintașii noștri, lucruri așa foarte profunde, foarte profunde, mi-aduc aminte, era un frate când a trăit 96 de ani și domnul a îngăduit să fiu pe lângă el mulți ani, Drugea Petre se numea, după aia am avut 100 de ani și 6 luni, bunicul din partea soției, fratele Palcău, familia Palcău. Mi-aduc aminte ce am învățat de la oamenii ăștia. El îmi spunea mie așa, zice, vezi bulina asta, așa spune el la medicamente. Eu trebuie să o iau, dar o iau după ce mă rog. Eu nu o iau că mi-a spus doctorul că îmi face bine. Eu dacă nu mă rog, nu cred că o să-mi facă bine. Dar întâi eu mă rog și pe o iau. Ei, hey, asta trebuie să învețe copiii noștri. Că noi suntem dependenți de Dumnezeu, că trăim în credincioșie față de Dumnezeu. Sunt așa ancorat și mă mulțumesc Dumnezeu că sunt ancorat, că fata mea mă întreabă, tată, parcă n-ai nicio frică, știi, că și în pandemie, după aia când s-a dat libertatea ca noi, ca și lucrători, slujitori, prezbiteri, să putem să vizităm credincioși, să putem să ajutăm, să-l cumpărăm, asta m-am mișcat și sunt o persoană foarte dinamică în direcția asta. Și mă întreabă, tată, n-ai nicio frică. Bă, am și eu mele, dar încerc să le arunc la Hristos, încerc să mă ancorez numai în Hristos. Și atunci, de ce să-mi fie frică? Pentru că, până la urmă, noi spunem că Dumnezeu e suveran și îngăduie tot ce se va întâmpla în viața mea, noastră îngăduie de el, cu un scop precis și atunci ar trebui să fim foarte atenți la, 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 portarea asta. Da, ne stă în anul acesta, 2022, noi provocări. E adevărat că sunt multe necunoscute, multe lucruri care nu le putem anticipa. Dar, în același timp, suntem oameni călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, avem Cuvântul Domnului și, fiind și slujitori, ar trebui întotdeauna să avem niște repere la început de an, să ne ghidăm după Cuvântul lui Dumnezeu, să avem niște linii corecte în care, eu știu, în primul rând, noi să, să ne îndreptăm, să pășim și apoi să ajutăm și pe cei de lângă noi. Cum ați primit dumneavoastră așa călăuzire la început de an? Care ar fi acele, nu știu, obiective, linii, încurajări? Eu personal și nu numai personal mă bucur că am discutat și în echipa în care slujim. Am pus și punem, începem să punem în mult accent de a trece o parte din slujire pe generația tânără. Și deja sunt, am spus, sunt tineri care fac într-un mod. De, asta e o provocare pentru mine, pentru 2022, foarte uh, prioritară. Uh, destul de prioritară în 2022, eu cred că noi am greșit am prin faptul că nu ne-am implicat mai mult în viața societății, în viața comunității, încă unde Dumnezeu ne-a așezat. Și aici, de exemplu, spun, avem în țară, sunt uh, inițiative private cu clinici destul de mari. Deci sunt clinici și, mari, private, deținute de frați credincioși, care au o bună reputație și asta este o implicare în... dar pe mine, și nu este doar visul meu sau dorința mea, este o provocare tot așa a fraților, cu care slujesc și mai ales a fratelui Cornel, este că noi ar, trebui, ar fi trebuit, măcar, măcar în orașele mari, unde sunt comunități mai mari, să avem câte o școală, o grădiniță, pentru că, vedeți, copiii noștri au început să meargă la școli și la grădinițe unde ne mirăm cu ce vin pe acasă, cu ce expresii și cu ce învățături. Și mai ales că avem. Deci avem câteva școli în țară, de vorbesc de Suceava, vorbesc de Iași, vorbesc în partea fraților creștini pe Evanghelie, că frața fraților baptiști, pentru că ăsta al, știți sunt și în direcția asta. Cred că acolo ar trebui urgent să ne îndreptăm spre lucrurile astea. Mai avem grădinițe, avem grădinițe în câteva locuri în țară, foarte căutate, interesant, foarte abordate. Adică părinți care vin, domnule, cum să mă înscriu? Nu vorbesc de familii evanghelice, vorbesc da, și da, de da. familii din credincioși și ortodoxi. Și vorbeam cu fratele director care e acolo la colegiul din Iași și spunea, domnule, am o presiune enormă că aproape cu un an înainte începe presiunea să-și înscrie copiii la asta. Pentru că părinții își dau seama. Chiar dacă, cum spune Domnul Isus Hristos, nici pe mine nu m-au primit, nici pe voi nu o să vă primească. Și pe mine m-a bătrăcorit, și pe voi o să. și pe mine m-a prigonit, și pe voi. Nu vă așteptați la. Deci, chiar dacă pățim treaba asta, părinții își dau seama că aici totuși e un mediu sănătos pentru creșterea copiilor. Și vor să 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 deci eu la cred că în 22 ar trebui să ne punem mai serios problema dacă n-am putea dezvolta, v-am spus în orașe în care suntem comunități mai puternice deja, uite, gen Ploiești, București, Brașov Suceava deja este, Iașul există, dar să începem să dezvoltăm în direcția asta, să putem să vedem copiii crescuți în prezența noastră, în prezența învățăturii Sfintei Scripturi pe care am înțeles-o noi. Nu să ne trezim. Chiar îmi povestea un frate de la școală că se pusese problema dacă mai poate să înceapă școala cu tatăl nostru, că așa începe Și dânsul a fost categoric, nu, cu tatăl nostru începe, cu tatăl nostru se încheie programul de școală, de clasă. Da, face mult. Eu acum am avut experiența fiicei cele mari care a fost într-o grădiniță de stat și acum cele mici într-o grădiniță creștină, privată, și contează foarte mult apropo de modul în care e programa, stilul de întâlnire, de activitățile, acel cântăcel, acea rugăciune, acea lecție, stilul de predare și încă de mici se pun bazele formării unui caracter frumos. Eu am apreciat lucrarea asta și îmi doresc foarte mult să subscriu la ceea ce ați spus și cred că aici în București noi de mult ar fi trebuit să dăm startul unui proiect educațional. Cred că e o provocare și prin educație să face evangelizare pentru generațiile viitoare. Ca să continui un pic povestirea, spunea frații implicat acolo în slujirea asta, că au deja nu mai rețineza exact, ca să nu greșesc, spun, dar au deja elevi care au crescut în colegiu, acolo, în școală, au mers în job, la un job în IT, au lăsat jobul ăla de IT, care na, știm că sunt niște joburi mai bine, mai bine da. plătite. Și s-a întors profesor la școală. Și a zis, domnule, suntem atât de încântați că avem, nu, nu, deja, nu știu cât spunea, că deja sunt câțiva. E o slujire, da. Și ca să mai vă vestesc, o întâmplare care am auzit și pe... Adică asta te încurajează și asta te, te motivează până la urmă povestea un, frate tot așa cu grădiniță și cineva care e o persoană mai publică din localitatea respectivă a insistat să aducă copilul acolo la grădiniță. Și după un timp foarte scurt, copilul s-a zis și l-a întrebat pe tata, dar noi nu ne rugăm la masă. <laughs> și tata a zis, păi stai, stai să vezi, să crești. Până la urmă venit aici și a luat inima în discul, spunea noi, și a spus unui frate prezbiter din comunitatea de acolo, o carte de rugăciuni, nu pot să primești și <laughs> eu să... Știți? Vedeți? Ai că ocazia bea. să interacționezi, să vezi, să spui cum, ce înseamnă trăirea asta. Că trăirea noastră trebuie să fie ceva normal, ceva practic. Adică, domnule, să se vadă că sunt diferit, cum spuneai. Deci să nu... Aproape că, știi că era pe vremuri, era pe vremuri că n-ai cum să te rătăcești dacă te duci într-o localitate și te uiți după cum sunt îmbrăcați oamenii și mergi după ei, ajungi sigur la biserică. Era asta odată. A, da. Era odată un frate așteptat la aeroport pe, pe frații menoniți. Și eu eram prieten cu el și ne-am întâlnit din întâmplare, că eu m-am dus să aștept și eu pe cineva, și eu aveam o pancartă, pentru că era primată când mm -hmm. așteptam persoana respectivă, nu ne cunoșteam, și el n-avea nimic. Dar eu îl întreb, dar tu îi cunoști? Ce nu, nu îi cunosc, că vin primată. Păi și n-ai, o pancartă. N-ai cum să-i confunzi. Cum? -a, avionul a venit înainte. Când s-a deschis ușa, zi, vezi, a, adică, da. vezi, nu zic, știi, mă refer la ținut da, asta, da, 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 da. dar trăirea noastră să șochezi în fel sau să spună, domnule, n-ai cum să-i confunzi. N-ai cum. Gândiți-vă că noi zicem că sunt vremuri, aud așa, că vremuri grele. Eu nu cred în teoria asta, am teoria mea. Sunt vremuri mai atipice, mai deosebite decât am fost învățat până să înceapă pandemia, știi. Dar vremuri grele, nu sunt, când tu ai frigiderul plin, când te îmbraci, când ai căldură, ai apă, ai tot ce trebuie. Nu sunt vremuri grele. Vremuri grele sunt când în faptele apostolilor, când trăiau primii creștini, când începe prigonirea. Și vă dați seama ce mod de trăire a avut, continuând pe linia asta, ce mod de trăire a avut creștinii respectiv, pentru prima dată li s-a dat Nume. numele de creștini, urmașa lui Hristos. Când? Când erau căutați să fie omorâți și să fie lichidați. Atunci au știut cum să trăiască și nu s-au dus să ascundă. Că au plecat din Ierusalim, sau au fugit din Ierusalim și au zis, poate ne ascundem, găsim niște, și ne ascundem pe la Antiochia, nu ne mai știe nimeni, nu ne mai ne vede nimeni, nu. Au zis, ce avem de făcut? De citit Scriptura, de învățat, de trăit Cuvântul lui Dumnezeu și de spus și altora. Că până la urmă, eu fac așa un spirit, nu știu dacă nu e de glumă, că nu e glumă aici, zic așa, ei au gândit așa, bă, dacă noi spunem la cât mai mulți Evanghelia așa Evanghelia îi schimbă pe cât mai mulți, că are putere Evanghelia, atunci sunt mai puțini oameni care caută să ne prindă, să ne omoare. <gânt> atunci sunt mai mulți ca noi. o da, perspectivă, da. Un proiect aparte pentru dumneavoastră și l-am lăsat așa pe final de emisiune, că nu aș vrea să-l uh, ratăm, a fost... Uh, dezvoltarea lucrării la like Him și a departamentului TAC. E adevărat că pe fondul pandemiei, a restricțiilor, n-au mai putut fi acele conferințe mari de care spuneați, dar s-a născut o idee și un proiect care cred eu că merită dezvoltat și anume lucrarea aceasta median online. E adevărat, cu stângăcii suntem la început de drum care ar fi așa impresiile dumneavoastră, anumite opinii. E o ocazie și am vrut să, să vă prind să nu o ratăm. Da, aș vrea să spun că este un proiect al Departamentului, al Comisiei Naționale, așa se numește, de tineret, adolescenți, copii și o perioadă a fost și lucrarea cu surorile acum în, suntem așa într-o formă de a reorganiza anumite lucruri și se discută dacă lucrarea cu surorile să mai rămână în cadrul acestei comisii sau să fie un departament. Nu știm încă, dar important să fie. nu -i denumirea și cum este organizat. Deci de asta aș vrea să fiu corect. Este o, un, un proiect de dezvoltat de Comisia asta Națională. Sunt frați care mult mai implicați pe partea asta, pentru că, m-am spus eu, mi-am ales, știi, partea mai ușoară, zic eu, câteodată pare mai ușoară, să fie niște fonduri necesare, să fie niște lucruri care au nevoie frații să... Dar sunt niște frați care trag în direcția asta și, na, prin alături de tine e Răzvan Neagu, fratele Dobre Aurel, începi să formeze și o garnitură de frați tineri. Ceea ce vreau să spun, eu nu sunt omul vai de mine să șocheze repede proiectele și vai mii de nu știu ce nu. Eu sunt un om, învă, învăț treaba asta și mai am de învățat încă să fiu consecvent. Și să fiu consecvent chiar dacă proiectul e mai mic. Pentru că până la urmă Domnul Isus n-a spus că să fie mii. A spus doi sau trei, sunt acolo, sunt acolo. Eu, un, unul sunt, eu chiar îmi făceam o analiză pe 2021 și știi că mai avem așa analize și mai vine câte un frate, bă, dar prea puțin, parcă... Și am spus, pentru mine e pomeni de fain. Dacă am încheiat anul 2021, având o emisiune în fiecare vineri seara, pentru mine, slavă Domnului. Mulțumim Domnului că ne-a putere. E clar că sunt și în orice proiect, întotdeauna sunt lucruri de îmbunătățit. Și noi trebuie să urmărim să fie cât mai, cât mai lucrurile făcute, cât mai profesional. Mai ales când faci pentru Domnul. Cu toată râvna, cu toată pasiunea. Cu asta. Și asta Hai. trebuie să urmărim. Dar nici să începem să zicem, bă, nu-i nimic de... Nu, nu. Domnul a lucrat prin lucrurile mici și s-a făcut cunoscut ca să le facă de rușine pe cele marșate. De asta zic, părerea mea că e un proiect care trebuie continuat. Eu, v am spus că am împărțit un pic responsabilitățile și pe partea mea cu frații din executiv și cu fratele Cornel, mai ales, am încercăm să identificăm resurse să continuăm tot anul ăsta 2000. 22 să continuăm proiectul, e clar că deja văd că se pare că la orizont apar niște întâlniri fizice, că atunci mi s-a părut când s-au putut face întâlnirile fizice, au fost un pic rezultate mai bune, pentru că am fost o discuție mai concretă, mai planificată pe persoane și atunci lucrurile au fost. Eu cred că e bine să continuăm. E ceva la care tinerii caută. Pe mine iar m-a motivat foarte mult, cred că eram undeva în luna septembrie, când într-o conjunctură de intersecții undeva, într-o zonă unde nu mă așteptam eu să fie așa, să spună ceva, păi m-am uitat pe acolo și de acolo am luat asta. Wow. Și nu era credincios. Wow. Păi nu, că îmi trimite cu tare, mi-a mi trimit și mie, link-ul și am fost eu interesat de chestia și am căutat și am găsit asta. Și a fost, opa, uite că merge. Știi? Dacă pentru un singur spune Scriptura, pentru un singur păcătos este sărbătoare da. în cer întoarce să să la Domnul. Merit, merit. Și mai ales pentru slava Domnului, merită. Să fii serios, consevenți și Domnul știe ce are de făcut. Domnul își face partea întotdeauna. Important e noi să stăm în voia Lui și să lăsăm să lucreze în viața personală și în viața comunității așa cum ne-a așezat, chiar și în proiectul ăsta. Da. Așa e. Ne dorim, într-adevăr, să facem lucrurile spre slava Domnului și să excelăm, să ne dezvoltăm. Însă, cu pași mici și mulțumim Domnului pentru toate resursele pe care El ne le-a pus la dispoziție până acum. Chiar mulțumim și pentru frații de aici, de la studio Prodocens, că ne ajută, ne sprijină. Ai văzut cum scoate Domnul? A scos Domnul pe frații care ne ajută. Uite, condiții frumoase, încă noi deocamdată suntem mai departe, da? Slavă Domnului, și pentru ei, și Domnul să-i binecuvinteze. Suntem la final, și observ că aveți Biblia deschisă. Provocarea de final ar fi să ne plăsați, așa, un verset, un gând, un cuvânt din scriptură pentru telespectator, pentru tineri, pentru cei care ne urmăresc și vor urmări emisiunea aceasta. Poate, așa, ca o încurajare la început de an nou. Eu am primit zilele astea, a circulat o, o chestiune, ce-ar fi dacă am folosit Biblia, cum folosim telefonul mobil, nu știu dacă da, am ai primit-o. Și m-am uitat până acum de vreo 10 ori pe păi, ea. Sunt câteva întrebări extraordinare acolo, știi, și am zis, domnule, au dreptate, știi. Una din întrebări este, dacă uiți telefonul acasă, te întorci, m-am întors de două ori. Mi-aduc aminte că două ori m-am întors pe telefon, că, problemă, sună cu tare, n-am cu ce comunica cu, știi. Și ce ar fi dacă am folosit telefonul mobil, Biblia cum folosim telefonul mobil? Că vedeți, a ajuns o, fără el, nu poți să te duci nicăieri. Da, acum avem Biblia și pe telefon. Da. Adică... Nu... Acum, <laughs> avea, da, slavă, știți, era la început când a apărut Biblia pe telefon și când a apărut, proiectam cântările pe, știți că au fost și discuții, că nu, nu cade, de nu se tine. cade să fie Biblia pe telefon sau să proiectezi pe, pe perete privit de proiector sau așa. Noi nici acum nu proiectăm la biserică citirea textului scripturii pe videoproiector. Tot așa, din considerentul acesta, o să încurajăm frații da, să, vină să vină cu Biblia. Să vină cu Biblia, și asta e foarte important, să te înveți cu Biblia fizic. Să... Pentru că pe vremuri și-ar fi dorit credincioșii să. Să aibă o Biblie. Eu am avut povestiri de la frați credincioși, am auzit povestiri, era o singură Biblie care circula din familie în familie. Deci o aveai o primeai o zi și trebuia să o predai. Și seara aia trebuia să fii foarte intensiv în citirea Bibliei, pentru că trebuia predată mai departe. De asta, Domnul să ne ajute să o prețuim. Slavă Amin. Domnului că avem uh, câte variante vrem, ne ducem și luăm accesibile la preț. Nu mai, e, nu mai e, că mi-am aminte de ce spunea mama, că i-am întrebat o odată uh, noi, când aveam o anumită vârstă, primeam o Biblie de la părinți. Erau Biblie alea micuțe, verzi, așa, care se îndoiau așa. Mm -hmm. Și eu întreba, am întrebat toată pe mama, când am început să mai cresc, mamă, dar cum, de, cât dădeai pe o Biblie? Și mi-a zis, domnule, odată am vândut o vacă și tot banii am dat pe o Biblie. Ei, ar trebui, Aia, să, da, ne pună, ba, ba, ar trebui să ne pună pe gânduri, știi, noi avem... În toate formele posibile. Și mai avem și unele dăruite, că nu toate le-am cumpărat, uh -huh. unele le-am primit, așa că Domnul să ne. Da, dacă ar fi să, să spun uh, un gând, eu m-am gândit la Filipeni, la capitolul 1, la versetul 6 și aș se îndemna pe credincioși, pentru că am observat că în perioada asta au fost și lucruri care au încrâncenat lucrurile, mai ales pro sau contra. Nu numai că au încrâncenat, au făcut tabere, au făcut despărți. Au am auzit aici. chiar despărți, adică da. în familii, în care nu, că nu mai stau de vorbă cu tine că te-ai vaccinat. Așa. Plus teoriile astea conspiraționiste, doble că se întâmplă aia, fără Deci, eu aș fi, l-aș sfătui, dacă aș putea, pe cât aș putea posibil, în primul rând pe mine, să stăm în scriptură. Să stăm în lucrurile Domnului Iisus Hristos, în lucrarea Domnului Iisus Hristos. Aia niciodată nu se desbine. Aia niciodată. Așa spune uh, cuvântul Dumnezeu în Ioan 17, așa va cunoaște și așa va, va crede lumea că Acum suntem azi. ucenici. 15. Dacă ne vede una. Dacă ne ducem cu lucruri care un, nu zidesc, nu unesc, n-au cum să zidească. Nu vedeți, nici comunitatea științifică nu-i... Nu e unită. Băi, vreau să ne apucăm noi să o discutăm și să o... Eu cred că ar trebui lăsate lucrurile și noi să stăm. Pentru, așa aș avea, aș avea versetul ăsta, care spune în felul următor Pavel. Sunt încredințat că acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Isus Hristos. Amin. E o promisiune făcută de Dumnezeu și promisiunile lui Dumnezeu sunt da și amin. Și se împlinesc. Deci, acela care a început în voi. Această frumoasă lucrare. Dacă ne ducem în versetele în versetul înainte, se vorbește despre Evanghelie. Deci, acela o va duce la bun sfârșit. Noi nu avem decât să ne abandonăm, să credem pe Cel care promite și, până la urmă, dacă nu credem pe Dumnezeu, n-are rost să mai discutăm prea multe. În... A să ne abandonăm în mâna Lui, pentru că El ce a început va duce la bun sfârșit. Dacă ar fi după forțele noastre, sau după asta, am fi falimentare de mult timp. Dar mulțumim Domnului că suntem în mâna Lui și El va duce la bun sfârșit ceea ce a început în fiecare din noi și lucrarea care a început-o în comunitățile în care ne-a așezat, în proiectele în care le, le dezvoltăm. Slavă Domnului! Mulțumim mult pentru prezența în emisiune și îți dorim multă binecuvântare în acest an nou de slujire, biruință, călăuzire, înțelepciune e și propășire. E în Domnul să dea la toți. E nevoie. Amin. Dragi prieteni, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii O Perspectivă 3D. Împreună cu fratele Dan Mitrea am încercat să creionăm așa perspectivele slujirii în anul 2022. Mulțumim Domnului pentru că ne-a mai dat încă un an de hard, de îndurare și de oportunități de lucrare. Să ne lăsăm folosiți de Dumnezeu în lucrarea Lui, să fim disponibili și de ce nu să susținem pe cei care sunt implicați în lucrare, să ne rugăm ca El să ne călăuzească și pe noi, cei care poate la momentul acesta nu avem o lumină clară în o direcție în care El ne vrea, și pe doi implicați. Anul acesta este un an nou, plin de oportunități. Fie ca Dumnezeu să ne dea izbândă, biruință în toate planurile pe care le facem după voia lui. Vă mulțumim pentru atenția cu care ne-ați urmărit și pentru că sprijiniți acest proiect. Purtați-ne în continuare rugăciuni și până data viitoare vă dorim binecuvântarea Domnului în toate. Sunt Daniel Alexandrescu și vă dau o întâlnire pe data viitoare. Până atunci, toate cele bune!